Azi prezentăm vinete umplute cu varză. Pentru asta avem nevoie de 3 vinete, o varză, apă, sare grunjoasă, mărar uscat, cimbru, câteva fire de cimbru uscat, hrean, muștar boabe o lingură, piper boabe o lingură și 5 foi de dafin. Punem la fiert 2 litri de apă și pentru fiecare litru de apă 50 de grame de sare grunjoasă. Avem aici 100 de grame de sare grunjoasă. Cât timp fierbe apa, vom tăia fidelita varza. Apa a început să fiarbă, punem vinetele la fiert, până schimbă culoarea. Le învârtim pe toate părțile ca să fiarbă, să schimbe culoarea pe toate părțile. După ce au fiert, le scoatem într-un vas, stingem focul. Și le scoatem într-un vas unde să se scurgă. Vom pune la scurs vinetele până mâine. Le facem un buzunăraș. Și vom pune o greutate pe ele, în cazul nostru, apă. Și lăsăm așa până a doua zi. Pe varză punem o lingură de sare. O amestecăm și o lăsăm până a doua zi să lase sucul. Aici avem vinetele de ieri, o să la scurs. Nu prea curs. Vom mărunți câteva frunze de țelină și pătrunjel. Și le adăugăm la varză. Le dăm puțină culoare. Luăm fiecare vânătă și o vom umple cu varză.
vom pune câteva fâșiuțe de hrean, jumătate din cantitatea de muștar boabe, jumătate din cantitatea de piper, jumătate din cantitatea de frunze de dafin, câteva fire de mărar, tot așa, jumătate de cantitate, câteva fire din cimbru. Acum, fiecare vânătă o vom lega cu frunză de țelină și o băgăm în borcan. Urmează a doua vânătă. Și o punem în borcan. Adăugăm în al doilea borcan a doua jumătate de lingură de muștar, piper, făi de dafin. Lăsăm pentru deasupra cimbru. Asta le punem deasupra aici. La fiecare bucan adăugăm hrean. Și a treia vânătă o înfășurăm cu țelină. Și punem în borcan. Mai adăugăm deasupra puțin mărar și puțin cimbru. Pentru fiecare litru de apă, 50 de grame de sare grunjoasă pentru murături. Adăugăm apa